Bine, v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Discutăm despre încoronarea regelui Charles, care a avut loc în această sâmbătă, pe 6 mai 2023, în Londra. 70 de ani n-a avut loc nicio încoronare. Discutăm împreună cu pastorul George Dume de la Biserica Sfânta Treime din Londra. Ați fost activ în ziua încoronării regelui Charles împreună cu mulți credincioși. Spuneți-ne puțin cum s-a văzut încoronarea din Londra. În primul rând a fost o zi ploioasă, a plouat continuu aproape pe tot parcursul zilei, dar zeci de mii, chiar sute de mii de oameni au fost pe străzi în încercarea de a ajunge pe coloarele pe care regele urma să treacă și a fost o agitație, multă lume, un eveniment important pentru Marea Britanie, poate de cele mai importante din ultima decadă. Mai Da. sunt britanicii monarhiști. Pe vremuri spunea că în Imperiul Britanic soarele nu apune niciodată. Era înconjura pământul Imperiul Britanic. Da, regina Elisabeta s-a bucurat de o popularitate mult mai mare decât regele Charles. Gurile rele vorbesc despre faptul că s-ar putea să fie ultimul rege, în ideea în care poporul britanic nu neapărat este atât de deschis pentru a mai susține casa regală, având în vedere costurile și tot ceea ce implică. În momentul ăsta, regele Charles se bucură de o popularitate atât de răspândită ca și mama sa, dar încă sunt oameni care susțin monarhia. Încă sunt oameni care respectă această instituție. Dar poate era o mișcare bună să-l fi lăsat direct pe fiul sau pe prințul William să nu mai intre și el la. Da, el e un om cu un trecut destul de dubios, de-aia oamenii impută multe lucruri, pentru că și cu regina Diana și multe lucruri care în mentalul Cu colectiv nu prințesa s-au Diana. uitat. Cu prințesa Diana, da, mentalul colectiv încă nu s-a uitat și oamenii încă fac apel la acele lucruri, chiar dacă au trecut de atunci destul de mult timp. Ca și creștini, ca și biserică din Londra, ați avut un eveniment foarte, foarte interesant sâmbătă. Spune-ne despre ascultători. Și vreau să privim așa și la regele Charles, ca la un eveniment monden, care, da, așa ca și o știre, ca și o curiozitate pentru cei care n-au legătură directă cu Casa Regală Britanică, însă noi îl așteptăm pe regele nostru, pe Domnul Isus Hristos. Ați avut un eveniment frumos, spuneți-ne. Noi am, împreună cu cei de la Living Waters din Statele Unite, cu organizația condusă de Ray Comfort, noi am speculat evenimentul ăsta ca fiind unul dintre cele mai Mai întâi, cine importante. este Ray Comfort, că probabil cei mai mulți nu știu cine. Da, dacă puteți căutați după interviul ăsta, Ray Comfort conduce una dintre cele mai mari organizații de echipare pentru evanghelizarea de stradă din lume. El însuși făcând treaba asta cu o eficiență extraordinară. Ei au materiale, televiziuni în Statele Unite. Sunt o organizație conservatoare creștină care promovează evanghelizarea stradală și, în mod special, evanghelizarea în toate formele ei și echipează biserici locale pentru a fi capabili să facă lucrul ăsta cu eficiență și cu multe răspunsuri pe care de multe ori împiedică pe credincios să facă lucrul ăsta în mod practic, pentru că nu se simt destul de echipați cu răspunsurile necesare întrebărilor care le-ar putea veni din partea oamenilor care încă nu cunosc tot Dumnezeu. Și noi avem un parteneriat cu organizația lor și împreună cu ei, ei au fost inițiatorii, noi am fost doar cei care am organizat local evenimentul, am speculat că vor fi milioane de oameni în Marea Britanie în această perioadă, odată cu ocazia asta. Apropo, nu știu dacă știați, dar în mormântarea reginei Elisabeta a fost unul dintre cele mai televizate sau cel mai rar găsit eveniment din lume, cu ocazia înmormântării, toată omenirea a fost la biserică. L-a ascultat pe arhiepiscopul de Canterbury predicând. Din nou, cu ocazia asta, toată lumea a fost la biserică. Au fost milioane de oameni care au urmărit live evenimentul. Și noi am zis că ar putea folosi momentul ăsta pentru a evangheliza lumea fără să plecăm de acasă. Și împreună cu ei am Da, pregătit pentru că a fost niște. într-adevăr o încoronare și spuneați înainte de interviu o încoronare în rit creștin. Da, vedeți, asta e una dintre diferențele majore între Casa Regală Britanică și celelalte case regale din Europa. Încă în Marea Britanie respectă tradiția creștină de încoronare, spre exemplu, inclusiv mirungerea. Prințul Charles a fost uns cu un de lemn. Ritualul este fascinant, este, nu este public. Într-o cămașă albă, îngenunchiat, arhiepiscopul îi toarnă ulei și îl pune numele lui Dumnezeu peste el și îl declară rege prin voia lui Dumnezeu.
Ceea ce în cele mai multe, dacă nu în toate celelalte, prin vot parlamentar, adică nu mai se trece prin ritualul ăsta religios. Anglia încă are această dimensiune care totuși legitimează o lege într-un mod diferit față de decizia parlamentară doar. După credințele afișate de Charles, nu știu cât de mult este el aplecat spre cele sfinte, dar măcar ritul de încoronare are legătură oarecum cu riturile din Vechiul Testament din Biblie. De acord, ideea e că noi și ieri la biserică ne-am rugat pentru el, ca Dumnezeu poate schimba inima și un rege cu inima, că Dumnezeu chiar dacă are o funcție simbolică în stat, 100%, dar poate să influențeze prin deciziile lui legate de credință multe lucruri. Spre exemplu, regina Elisabeta, o regină declarat creștină, asumat creștină, a promovat foarte mult imaginea bisericii în societate și a susținut biserica în toate demersurile ei sociale, ceea ce a însemnat foarte mult. Dar Ce mi-amintesc un altă vă... verset din Biblie care spune: inima împăratului este ca un râu în mâna lui Dumnezeu, îl îndreaptă încotro vrea. Cam Exact. așa cred că este versetul, asta este ideea. Și noi ne dorim pentru regele Charles să îl cunoască pe Dumnezeu. Mai mult o chestie interesantă, primul ministru care este hindus, i-a fost dat să citească pasajul din Coloseni, capitolul 1, care vorbește despre supremația lui Hristos în întreaga creație. Hristos este totul. Felicitări! Și l-a citat cu așa cu o dicție extraordinară, cu o intonație deosebită. Merită audiat și acel moment. Chiar m-am bucurat ieri Dar el de urmărindu-l. religie hindusă. Da, și măcar dacă nu a auzit Evanghelia niciodată, și-o citit-o el lui sâmbătă în Frumos. fața a milioane de oameni, da. Ce frumos. Da, aici chiar este un lucru interesant. Deci primul ministru hindus al Marii Britanii, ceea ce este o pilă de altă culoare decât de culoare albă pentru Marea Britanie, că până la urmă au ajuns să aibă un prim-ministru hindus într-o țară majoritar creștină. Dar, în fine, până la urmă Aici aș Dumnezeu... face o specificare. Eu vreau să spun că în lupta pentru recâștigarea moralității sociale, hindușii ne sunt parteneri. Foarte interesant. Wow. Religia hindusă promovează o moralitate a familiei, o moralitate legată de creșterea copiilor și ei ne sunt parteneri în lupta noastră împotriva progresismului secular. Și chiar dacă noi îi considerăm că au nevoie de Evanghelie 100%, să știți că în lupta socială ne sunt parteneri. Alături de musulmani, de altfel. Vedeți, de aici, din Londra, lucrurile capătă o altă dimensiune atunci când te gândești că trebuie să folosești parteneri orice ți se arată pe anumite drumuri, ne sunt parteneri, apoi iar sunt oameni pe care trebuie să-i evangelizăm. Dar să știți că de când a venit el la conducerea Partidului Conservator și nu numai, foarte mult s-a schimbat politica lui legată de libertățile, de exemplu, politicii de gen. El a fost primul care a spus public că nu îi se pare corect ca în școli să se predea identitate de gen și să le spună oamenilor că, copiilor că nu există doar bărbați și femei. Ceea ce să-ți asumi public în 2023 la televizor nu e chiar lucru ușor. Da, foarte bine, da, foarte bine. Bun, Da. revenind la evenimentul vostru, că am tot trecut din Da. paranteze în paranteze. Da. Ideea e că cei din Statele Unite au creat un flyer care arată identic cu o bancnotă de 50 de lire, dacă nu te uiți bine la ea, așa arată, cu poza regelui Charles, o bancnotă de 1 milion de lire. Și pe spatele ei este un mesaj despre Hristos, adevăratul rege, și despre cei care trebuie să-i se supună prin închinare și să-i recunoască domnia. Și au fost împărțite sute de mii de astfel de bagnote în toate locurile strategice din Londra și am avut împreună cu noi voluntari Pliante cu din... formă de bancnote. Exact. Și am avut cu noi voluntari din efectiv de peste tot. Australia, Brazilia, Argentina și mi-am dat seama în weekendul ăsta că chiar suntem o familie mare. Biserica este o familie mare, răspândită pe tot globul pământesc, cu oameni care s-au sacrificat enorm să ajungă la Londra zilele astea. I-a costat destul de mult, de exemplu, să zbor din Australia până la Londra. Nu e chiar o treabă ușoară, ci destul de costisitor. Și oameni care s-au dăruit pe ei doar să vină să fie pe stradă și să predice oamenilor Evanghelia, să folosească această oportunitate. A fost ceva extraordinar. Zeci de mii de voluntari au fost pe străzi și, adică undeva la 20 de mii de voluntari
Am fost pe stradă și am împărțit pliante. A fost un moment extraordinar. 20.000 de voluntari creștini pe străzile Londrei, Da, ziua da. încoronării regelui Charles. Dar vă mai spun ceva. Ăștia au fost doar cei care am lucrat cu acest tip de pliante. Dar au fost frați baptiști care au avut propriile lor pliante, alte biserici care au construit, au fost biserici care au stat în rugăciune permanentă pentru acest moment, ca să fie un moment ideal pentru răspândirea Evangheliei. Și a fost un moment ideal. Chiar dacă a plouat și cumva n-ai prea putut sta cu oameni de vorbă, nimeni să cu tine de vorbă în ploaie, totuși am avut multe momente extraordinare. Multe momente extraordinare, da. A Deci fost voluntarii au fain. fost din biserici penticostale, baptiste, Da, non-denominaționale. exact. Voluntari au fost, nu i-am întrebat în funcție de identitatea confesională pe care au, dar au fost oameni care oarecum sunt parteneri ai Living Waters, care urmăresc programele lor, care sunt familiari cu planurile și proiectele lor. Ei au fost baza cea mare de voluntari și alături de ei ne-am alăturat și noi cu cei din biserica noastră și am încercat să fim cât mai eficienți posibil. Da, interesant să mergi pe străzile Londrei în ziua încoronării regelui Charles și să le vorbești londonezilor despre, sau mă rog, celor care erau prezenți acolo, că probabil și Păi participanții să spun, erau din toată erau lumea, la fel foarte ca și mulți, voluntarii voștri. exact, foarte mulți oameni din Asia, foarte mulți oameni din Africa, foarte mulți oameni din Europa chiar. Eu am spus și bisericii, asta e o ocazie poate unică în viața noastră, nu știm când ni se mai vește un moment de felul ăsta, să evangelizăm lumea doar ieșind pe ușa casei. Adică ieși pe stradă și te întâlnești cu toate națiunile de pe pământ. E ceva uimitor. Interesant. Ce au spus cei care primeau așa acest mesaj? Deci, în ziua încoronării regelui Charles, voi să le vorbiți despre regele regilor și domnul domnilor, despre Isus Hristos. Cei ce fac evangelizare trebuie să țină cont de sfaturile lui Isus din Matei, capitolul 10, unde Isus trimite ucenicii și le zice așa: iată, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. Ei nu și-au dat seama ce le dăm, noi le dădeam un cadou de ziua încoronării și Dar a fost un mulți cadou de l-au. ziua încoronării. Așa și-a fost, 100%, dar ideea e că oamenii le-au luat, foarte mulți oameni le-au luat, alții ne resping. Orice om care face lucrul ăsta pe stradă, în mod uzual, știe cum e. Dar ca feedback general, oamenii au fost foarte încântați de idee, le-a plăcut ideea pliantului și au răspuns foarte mult, ne-au încurajat și am vorbit și cu oameni pe stradă, i-am direcționat spre biserici pe unii din ei. A fost un moment, eu zic, reușit pentru răspândirea Evangheliei. Dumnezeu a folosit momentul ăsta și sunt convins că ceea ce noi am semănat, Dumnezeu va face să crească. Noi nu trebuie să ne numărăm după roade, ci noi trebuie să rămânem credincioși chemării. Dumnezeu este cel care face să crească. Da, corect. Spre finalul interviului nostru, care este atmosfera generală în Londra, în Anglia? Oamenii mai sunt atrași de biserică, de credință, de Domnul Isus Hristos? Pentru cei care nu știu, Anglia a fost sub, din punct de vedere religios, sub Biserica Romei, sub Biserica Catolică, sub Papa de la Roma. Până undeva, mi se pare, dacă nu greșesc, anii 1700, când un rege a vrut să se recăsătorească, cred că Henry, mai știu al Da, câtelea, al optulea. al optulea, și atunci papa nu i-a dat voie și atunci el a scos Anglia de sub Biserica Catolică și a înființat Biserica Anglicană, Biserica Angliei. Regele este și papa, între Capul ghilimele, bisericii. capul Da. Bisericii Anglicane. Deci mai sunt atrași englezii, londonezii, britanicii de Cristos. Vedeți, Marea Britanie se confruntă cu una dintre cele mai groaznice decade, ultimii 10 ani. Au dus la o scădere sub 40% a credincioșilor. Deci, pentru prima dată în istoria Angliei, istoria creștină a Angliei, creștinii sunt o minoritate în Marea Britanie. Inclusiv, nu știu dacă știați, Parlamentul Creștinii sunt o Britanic, minoritate în Marea Britanie. o minoritate, da, o minoritate. Ideea e că în Parlamentul Britanic, casa lordilor, da? În camera
comunelor e camera care se dezbate. Camera lorzilor este o cameră oarecum simbolică, dar în acea camera lorzilor erau locuri destinate episcopilor anglicani. Era un număr de aproape 20. Și imediat după ce s-a aflat recensământul și cu rezultatele religioase, vocile progresiste au început să strige ce mai avem nevoie de aceste locuri să fie ocupate de niște oameni care sunt minoritari în societate. Adică nu mai reprezintă forța pe care o reprezentau cândva. Marea problemă a bisericii anglicane este renunțarea la Evanghelie. De exemplu, Biserica Angliei, în urmă cu mai bine de 10 ani, la un congres public, este și pe YouTube, au renunțat la Evanghelie ca fiind mesajul pe care ei îl predică. Ei predică binele comun și dezvoltarea umană bazată pe principiile Evangheliei. Nu mai predică Evanghelia publică, au spus asta. Ei, o biserică care nu mai predică Evanghelia n-are altă soluție decât să moară. Și același lucru se întâmplă cu biserica metodistă, da, care a fost înființată de Wesley. De exemplu, acum 2 ani au spus public că ei renunță la viziunea biblică asupra căsătoriei. Adică Wesley s-ar răsuci în mormânt să afle că biserica pe care el a plantat-o oarecum, fără să vrea, el n-a vrut să se rupă de anglican, dar a avut încotro. Totuși, a patra biserică ca mărime în Marea Britanie să își declare public apostazia. Dar în același timp vreau să spun ceva. Eu cred că în orice moment de felul ăsta există o oportunitate. Și oportunitatea o au cei care sunt autentici în ceea ce fac. Oamenii sunt într-o căutare profundă după autentic, după ceva care să răspundă nevoilor. Și eu văd lucrul ăsta, vă dau un exemplu, biserica noastră. Chiar dacă e o biserică românească, noi am început acum 7 ani cu 2 familii și acum suntem mai bine de 800 de membri. Și avem în biserica noastră oameni și de alte naționalități. Noi avem traducere în engleză la fiecare slujbă și avem oameni care vin, care sunt polonezi, sunt din America de Sud, oameni care sunt parte a bisericii noastre și Evanghelia atinge pe oameni și ne dorim să ne extindem tot mai mult și spre cei vorbitori de limba engleză, să avem programe total în limba engleză și vedem că oamenii îl caută pe Dumnezeu. Avem predicare de stradă fiecare weekend și vreau să spun că 8 din 10 oameni se opresc pe stradă să stea de vorbă cu ei despre credință. Adică există un interes. Chiar dacă biserica a falimentat în modelul pe care l-a expus, există dorință. Niciodată noi nu o să putem înăbuși vocea conștiinței din oameni. Așa a fost creată. Așa că pe asta, bazându-ne, biserica va ieși biruitoare. Foarte bine spus, foarte bine spus. La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune pentru regele Charles, dacă tot am vorbit despre el, pentru Casa Regală Britanică, pentru conducătorii Europei, pentru elitele Europei, pentru conducătorii Europei și pentru Anglia și România și Europa întreagă. Așa să fie. Mă rog eu. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru bunătățile tale fără de margini. Îți recunoaștem domnia absolută. Tu ești Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Îți mulțumim că ne-ai îngăduit să participăm și la aceste zile în care am văzut cu ochii noștri cum tu ridici pe împărat. Doamne, mă rog să-l binecuvintezi pe regele Charles, să-i dai înțelepciune, lumină. Doamne, să-l întorci cu inima spre tine, pentru că un rege întors cu inima spre tine poate avea influență formidabilă în poporul lui. Binecuvintează, Doamne, poporul britanic, trezește-l din nou. Tu ești un Dumnezeu care poți să ridici din cenușă pe cei care cândva au fost atât de glorios înaintea ta și te-au lăudat într-un mod special și au slujit ție în lumea aceasta într-un mod special. Ridică, Doamne, poporul acesta și adu o trezire spirituală peste națiunea britanică. Doamne, ne rugăm și pentru ceilalți conducători ai Europei, pentru regi și regine, pentru cei cu titluri nobiliare, pentru cei aleși în funcții publice, președinți, oameni din parlament, oameni care reprezintă autoritatea în această lume. Mă rog în numele lui Iisus să te îndur de toți conducătorii Europei. Avem nevoie de conducători înțelepți, Doamne, pentru că vedem că orice conducător neînțelept duce țara în dezastru. Te rugăm din toată inima să ne dai conducători înțelepți și pe cei pe care ne-ai dat, să-i binecuvintezi tu, să le ieși în cale, să le vorbești. Doamne, binecuvântă și poporul român. Doamne, adu-o trezire și peste România. O trezire care să restaureze moral poporul nostru și care să ridice din nou conștiința legată de tine. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești Cel care stăpânești istoria și ești un Dumnezeu care întotdeauna ne-ai garantat biruința, pentru că în final Tu ești biruitorul. Doamne, ne așezăm sub domnia Ta și vrem în toate lucrurile să-Ți lăudăm numele, pentru că Tu ești Cel care vei birui. Îți mulțumim pentru toate, în numele lui Iisus. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Am stat de vorbă împreună cu pastorul George Dume de la Biserica Sfânta Treime din Londra. Am discutat despre încoronarea regelui Charles și despre acțiunea pe care au avut-o aproximativ 20.000 de voluntari. Au fost pe străzile Londrei, au distribuit sute de mii de pliante. Da, mă gândeam ce spunea în Apocalipsa când era acea imagine extraordinară în care bătrânii își aruncau cununile, coroanele, înaintea Domnului, da. Oare cum va fi atunci când vom participa la întâlnirea cu regele nostru, regele regilor și Domnul domnilor. Doamne, ajută-ne! Aici se încheie Apropo misiunea de de asta, astăzi. încă o paranteză mică. Da, mă rog. Gândiți-vă ce eveniment, ce organizare va avea Dumnezeu la răpirea bisericii. Când miliarde de oameni, nu? I-am zis bisericii ieri că ce s-a întâmplat la Londra, țin-mă tot fost pistolul cu apă față. De ce așteaptă, ce pregătește Dumnezeu la răpirea bisericii? Ce glorioasă va fi ziua aia. Amin. Când vom fi încoronați noi, da? A fost pentru Amin. slavă creați. Doamne, ajută-ne! Prinți și Amin. prințese ale cerului. Să domnim Amin. împreună cu regele nostru. Mulțumim! Emisiunea noastră se încheie aici. Cu drag. Dumnezeu să vă binecuvânteze!